Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Avem parte de ecouri după acest referendum eșuat. Avem parte și de câteva consecințe ușor de analizat, dar treptat atenția se mută către alte zone. De pildă, avem un nou protocol care apare astăzi între Inspecția Judiciară și Serviciul Român de Informații. Documentul conține câteva prevederi care te pun pe gânduri, o să le discutăm imediat, și se pare că vom reintra în sezonul protestelor. În noiembrie se anunță niște proteste foarte interesante. O să discutăm toate lucrurile astea cu domnul profesor George Jiglău de la Departamentul de Științe Politice al Universității Babeș-Bolyai. Bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Să ne uităm la ceva ce părea aproape imposibil. Nu te-ai fi așteptat să existe un protocol între Inspecția Judiciară și Serviciul Român de Informații, dintr-un simplu motiv că Inspecția Judiciară nu este organ de cercetare penală, nu poate fi invocată legea siguranței naționale pentru că există cauze de siguranță națională în care SRI-ul trebuie să facă și să dreagă și așa mai departe. Protocolul acesta este semnat de șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejorum, prezent în funcție, de Florian Coldea, fostul prim adjunct al șefului SRI, este contrasemnat de un domn procuror care era șeful departamentului legalitate de la Inspecția Judiciară, Gheorghe Stan, și avizat de vestitul general de brigadă Dumitru Dumbravă, șeful departamentului juridic din Serviciul Român de Informații. Partea foarte interesantă a acestui protocol este pasajul cheie din articolul 3 aliniatul 2, care sună cam așa: Serviciul de Informații transmite la solicitare orice informații în legătură cu acte sau fapte susceptibile a fi încadrate ca fiind abateri disciplinare săvârșite de magistrați, din oficiu orice informații în legătură cu acte sau fapte susceptibile a fi încadrate ca fiind abateri disciplinare săvârșite de magistrați. Așadar, SRI transmite și la solicitare și din oficiu. Ca să transmită la solicitare, dar la fel de bine ca și din oficiu, trebuie să-i urmărești pe ăștia. Că n-ai cum să transmiți la solicitare. Hai să zicem că la solicitare, după ce primești o solicitare, pui lupa pe el și te uiți dacă face prostii. Dar din oficiu înseamnă că ai picat pe el, ai văzut că face prostii și sesizezi. Foarte interesantă chestiune. Mie mi se pare absolut halucinant chestia asta. Adică deja, mai există niște prevederi foarte interesante aici. La un moment dat este vorba că trebuie să se și informeze părțile reciproc ce au făcut cu informațiile respective. Cred că discuția asta despre protocoale e una dintre marile teme și nu primește destul atenție cât ar trebui din partea, aș zice, a brăslelor mai degrabă, din zona magistraților, să fie ceva mai mult atenție pe ceea ce se întâmplă. Adică, atenție, sunt convins că au, dar mai multe exprimare în spațiu public despre lucrurile astea, pentru că și mass media și noi din exterior, să zicem, din zona societății civile într-un sens mai larg, ne uităm la lucrurile astea așa ca niște episoade într-un serial care tot apar. Problema de fond aici cred că este, ca să ne zicem așa, la un principiu pe care cred că îl poate înțelege toată lumea, ideea de separație puterilor în stat. Și de ce anume există astfel de zone gri când vine vorba de aceste raporturi între instituții fundamentale ale statului, inclusiv aici zona de justiție cu implicarea Serviciului Român de Informații, de zona aceasta de servicii despre care am mai spus. E important să existe în orice democrație, în orice stat, e important să fie bine finanțat, să-și facă treaba, să aibă toate atribuțiile și să-și le poartă urma când vine vorba de siguranță națională. Însă apar astfel de documente din ce în ce mai multe și cu precădere între SRI și tot mai multe instituții care sunt în zona aceasta de justiție. Vedem acum și Inspecția Judiciară, care într-adevăr se ocupă de cariera magistraților. Zona justiție deja nimeni n-a scăpat de protocol. Avem Olom Invers cu Inspecția Judiciară, da, care este organul care ține cumva cariera magistraților în brațe, pentru că CSM-ul se folosește de informațiile pe care Inspecția Judiciară le furnizează atunci când decide despre cariera magistraților. Aveam protocolul cu parchetul de pe lângă Înalta Curte. A fost comentat. Apropo, există acum o sesizare a Curții Constituționale, către Curtea Constituțională, a făcut-o Parlamentul pentru protocoalele alea. Bun, există protocol, domnule, cu Consiliul Superior al Magistraturii. Există protocol cu Înalta Curte.
n-a prea scăpat nicio instituție din zona justiției de protocoalele astea. Cred că ce lipsește este, având în vedere că tocmai atât de multe instituții și toate cu SRI-ul au aceste protocoale, ca cineva din aceste instituții să explice totuși public care este utilitatea lor. Pentru că ele au fost făcute pentru rațiune. Care e utilitatea lor și într-un mod cât se poate de concret legat de activitatea acestor instituții și la ce sunt bune informațiile și modul de operare al Serviciului Român de Informații prin care sunt obținute aceste informații în desfășurarea activității acestor instituții din zona de justiție. Câtă vreme există sau câtă vreme lipsește de fapt o luare de poziție oficială, repet, din zona aceasta a Breslei cu privire la utilitatea acestor protocoale, persistă foarte multă suspiciune și lucrurile sunt puternic politizate, ceea ce e firesc până la un punct. E normal ca comisiile de supravegherea activității serviciilor de informații din Parlament să se sesizeze și să fie active. Problema e că și acolo e foarte multă lipsă de transparență, felul în care sunt formate și felul în care funcționează și ce se întâmplă în interiorul acelor comisii. Deci, în ochii publicului larg, da, la modul general, lucrurile acestea, repet, sunt ca niște filme. Așa ne uităm la lucrurile astea, ca la film. Sunt niște filme proaste, pentru că eu mă uit cum a motivat inspecția judiciară acest protocol. Ei au desecretizat protocolul. Au și dat un comunicat și l-au prezentat public. Iată cum explică dânsii protocolul. Inspecția judiciară a solicitat la data de 28 martie 2018 declasificarea protocolului privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii, încheiat la data de 29 februarie 2016. Protocolul și-a încetat efectele la 8 martie 2017. În niciuna dintre procedurile administrative de verificare a activității și conduitei judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, derulate în intervalul în care protocolul a fost în vigoare, Inspecția Judiciară nu a solicitat și nu a transmis Serviciului Român de Informații date și informații. De asemenea, în același interval nu a fost exercitată nicio acțiune disciplinară ca efect al protocolului. Subliniem că toate acțiunile disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară au fost întemeiate exclusiv pe situații de fapt constatate nemijlocit de inspectorii judiciari, fără alte date și informații furnizate în temeiul protocolului ori a vreunei colaborări cu alte entități. Eu de-abia acum i-aș cere demisia domnului Netejoru de la Inspecția Judiciară. Alții se grăbeau să-i ceară demisia pentru că i-a făcut lui Chioveși un raport negativ. Nu, de-abia acum i-aș cere demisia. Păi sunt 17 întrebări după acest comunicat. Prima, dacă nu mai este valabil din martie 2017, de ce ați stat voi până în martie 2018 să cereți desecretizarea? Ce ați făcut timp de un an în care ăsta nu mai era valabil? Dacă el prevedea că SRI-ul vă dă informații la cerere sau din oficiu, dar voi n-ați folosit și n-ați cerut informații, la ce bun acest protocol? Și încă o chestiune de, cum să zic, de adăugat în toată chestia asta, este o chestiune foarte simplă în momentul de față. Domnul Netejoru, despre protocolul ăla, a fost întrebat la CSM secția procuror de domnul procuror Ban. Dacă nu l-a întrebat domnul procuror Ban supărat că s-au desecretizat alte protocoale, că și aici avem o problemă, venea domnul Netejoru acum cu comunicatul ăsta și cu protocolul? E clar că acest comunicat pe care l-am văzut acum nu ține loc de explicație publică. Deci, și întrebarea asta, care a fost rostul lui, de ce l-au făcut și care a fost intenția. Deci în momentul în care n-a funcționat, de ce l-ați făcut? Un soi de act de înțelegere, de contract până la urmă cu altă instituție, face asta anticipând niște beneficii comune. Da? Deci, care a fost rolul, de ce s-ar fi gândit, cu ce poate să ajute Serviciul Român de Informații, câtă vreme după aceea n-a fost deloc utilizat și pe semne că asta vrea să ne sugereze comunicatul că și fost... Bun, domnul Hendrik mi-a mai zis efectele. Odată cu prilejul protocolului acela semnat în decembrie 2016 că n-a fost valabil decât o lună și după aia nu și-a făcut efectul, ca să aflăm de la procurorul Olaru, da, din CSM, că de fapt era valabil încă în aprilie 2018. Bun, deci câtă bază pot eu să pun pe aceste precizări? Bună seara, Răzvan Savaliuc! Da. Avem deci protocolul cu Inspecția Judiciară, avem un comunicat al Inspecției Judiciare, protocolul este, zic ei, și-a încetat efectele la 8 martie 2017, dar trece un an de zile până când ei cer desecretizarea și culmea spun că, de fapt, ei n-au folosit astfel de informații în cercetările pe care le-au avut la Inspecția Judiciară. Și atunci, la ce bun protocol? Eu nu cred această teorie că nu au folosit protocolul. Da, cred că au semnat protocolul de frică
că în perioada aceea de vârf, de expansiune a SRI-ului, cred că nu mai era aproape niciun magistrat în justiția română care să aibă curajul să se opună SRI-ului, indiferent cât de evident era ilegalitatea imixiunii acestui serviciu în actul de justiție. Dar mai departe, eu nu cred că atunci când SRI-ul a avut ca țintă un anume judecător sau procuror, nu a folosit protocolul pentru a sesiza Pășest. Exact asta e condiția pusă în protocol, să cei de la inspecție să nu divulge niciodată că sesizările împotriva unor magistrați pe partea disciplinară vin de la SRI. Deci sunt convins că au folosit sesizări de la SRI ca să rezolve anumiți magistrați. Bun, Răzvan Savaliuc, noi avem un comunicat și un document. Păi cine ar putea să verifice că cei de la inspecția judiciară spun sau nu adevărul? Pentru că chiar ei ar trebui să verifice lucrurile astea. Adică ce organism ar mai putea acum să verifice, să vadă dacă așa stau lucrurile? E o problemă foarte serioasă. Cine ar putea să divulge ar fi primii ofițeri SRI. Pentru că ei în protocoalele astea au făcut o mare șmecherie. S-au asigurat că și-au promis sub semnătură, s-au angajat să nu divulge secretul de stat. Atenție! Că dacă divulgi secretul de stat, poți să ajungi și obiectul unui dosar de urmărire penală, să fii condamnat. Eu cred că față de situația asta cu protocoalele, clasa politică, coaliția de guvernământ, ar trebui să ia foarte în serios, acum cu modificările astea la legi, ce ordonanță pritocesc ei să mai modifice legile justiție, să introducă și faptul că ofițerul SRI care divulgă activitatea pe baza acestor protocoale ilegale nu va răspunde pentru încălcarea secretului de stat. Pentru că astfel ascundem toate aceste infracțiuni care s-au făcut pe protocoale sub secretul de stat și nimeni nu va avea curajul să le scoată la lumină pentru că va ajunge să fie trimis în judecată pentru divulgare de informații clasificate. E o problemă foarte serioasă și sunt convins că mulți ofițeri SRI, dacă nu ar mai sta sub sabia asta, că pot răspunde dacă spun ce mizerii s-a întâmplat în timpul acestui binom cu echipele mixte, procurorii, ofițerii, ar spune foarte multe acești ofițeri dacă ar avea ocazie. Bun, mai există aici o chestiune dincolo de credibilitatea acestui comunicat care ar trebui discutată pe larg. De ce a durat un an să-l facă public? Dacă el totuși a încetat activitatea, protocolul, efectele la 8 martie, dom'le, suntem în octombrie 2018. El și-a încetat valabilitatea în 8 martie 2017. Discuția pe protocoale în martie 2017 era în toi. Ce-au așteptat un an și ceva? Adică eu pot să întreb așa, nu cumva șters urmele în perioada asta? Până să veniți cu comunicatul și să arătați documentul? Au șters și urme, dar le-a fost frică când au văzut reacțiile în societate că sunt împotriva protocoalelor. Le-a fost frică să iasă să spună și noi am făcut la fel, ca să nu fie dat jos din funcții. Păi, asta este părerea mea. Ce ar trebui să întâmple cu semnatarii protocoalelor acum, pe bune? După mine, toți cei care au emis protocoale, iar în baza lor s-au făcut dosare penale oamenilor, încălcându-se legea, pentru că s-au imixtionat în activitatea legiuitorului, introducând SRI-ul în activitatea de urmărire penală, unde nu are niciun drept prin însăși legea lui de funcționare. Legea 14/92 interzice SRI-ului să facă acte de urmărire penală. Deci ar trebui să fie trimiși în judecată și condamnați pentru, nu vreau să fac eu încadrările, dar ar trebui să răspundă penal pentru aceste acte, pentru că foarte mulți oameni suferă și în prezent, sunt foarte multe dosare cu condamnări definitive, unii au și ispășit pedepsele date pe dosarele astea fabricate, alții sunt în curs de executare a pedepselor, deci sunt foarte mulți oameni, familiile lor, afaceri dărâmate, deci oameni care au suferit, au fost distruși de această justiție subterană, abuzivă, care nu există nicăieri într-o țară democratică. Rămâi cu noi, Răzvan Savaliuc. Ne întoarcem la domnul George Jiglău. Deci sunt mai bine tăceau. Pentru că avem mai multe întrebări decât răspunsuri după ce au dat documentul. Nu cred că era o soluție să tacă, pentru că probabil lucrurile și-au la iveală oricum. Că au recunoscut chiar ei că există acest protocol și celor de secretizare. Rămâneau în sensul ăsta. Eu cred că în continuare tac. Deci revin la acest punct. Pentru mine, miezul problemei dincolo de chestiunile foarte concrete care sunt cuprinse în protocoalele acestea toate, nu doar acesta, și care sunt consecințele pe care le-au avut când vine vorba de activitatea
acestor organe sau instituții din zona de justiție, pentru mine problema fundamentală este una de comunicare cu publicul, pentru că, repet, și aici sunt și eu mai în măsură să emit un comentariu dincolo de chestiunile despre care vorbim strict legat de protocolul ăsta, pentru că problema aceasta a încrederii în instituții în România e una foarte gravă și am mai vorbit despre ea și o să tot reamintesc, pentru că acolo e esența. Oamenii își pierd încrederea și s-a văzut apropo de referendum, da? Deci oamenii își pierd încrederea în niște procese și niște instituții fundamentale ale statului în urma unor episoade de genul ăsta. Dacă ele nu sunt clar explicate, murită, da. De ce s-au încheiat, de ce s-au oprit acele protocoale, de ce a durat atâta să fie desecretizate, care a fost rațiunea din de spatele... De ce le-ați mai făcut dacă spuneți că nu au folosit la nimic? Sau dacă au folosit totuși la ceva, lucrurile să fie foarte clar puse pe masă și pe cât posibil aș zice, sunt de acord că sunt dosare care, și e evident asta, foarte multe dosare, în care chestiunile adunate dinspre SRI sau furnizate de SRI în baza acestor protocoale au avut niște efecte foarte concrete. Dar dincolo de personalizarea discuției, da, să luăm acum la rând și probabil că ce vine dinspre sau se pregătește într-o zona PSD-ului sau guvernul legat de această ordonanță de urgență care la un moment dat s-ar putea să vină legat de amnistie și grațiere în legătură directă cu ceea ce e cuprins în protocoale, asta e suspiciunea, că de fapt se au în vizor ștergerea unor dosare sau ștergerea unor sancțiuni pentru anumite persoane cheie din politică. Dar dacă încercăm să ne ducem dincolo de persoane și de personalizarea discuției, sunt niște probleme esențiale de principiu de funcționare și, repede, separația puterilor în stat. Eu știu, eu sunt convins că și un astfel de mesaj, domnule, vor să scape penalii, e foarte simplu să mormânteze orice anchetă sau orice rezultat să fie negat. De acord. E foarte ușor. E mult mai simplu cu o simplă frază. Așa e. Să astupi 25 de pagini de explicații. Așa pe e. Un caz, de pildă. Este așa. Mult mai simplu. E adevărat și e o temă care e ușor de, aproape de manipulat și de scos în spațiu public, dar să nu uităm că dincolo de instituțiile foarte importante, evident, care poate ar trebui să primeze în discuție din zona de justiție, pentru că orice cetățean poate oricând sau trebuie să aibă încredere că dacă faci apel la o instituție din zona de justiție primește o judecată corectă. Dar vorbim și despre Serviciul Român de Informații, care nu cred că își face prea multe servicii cu astfel de practici, protocoale, da. Sau cu astfel de practici și cu lipsa de comunicare pe tema asta, pentru că vorbim de o instituție care încă se bucură de foarte mare încredere. Și e bine să fie așa, repet, când vine vorba de siguranță națională și foarte multe probleme care se întâmplă în politica românească și suntem într-o zonă sensibilă, știm asta, da. Sunt securitizate, să spunem. Și Serviciul Român de Informații are poate o implicare sănătoasă, concretă, direct în aceste chestiuni. Bun, da. Lucrurile astea, Răzvan Savaliu, se mai întâmplă ceva dincolo de protocol. În Parlamentul României există depusă la Camera Deputaților o lege privind declasificarea unor documente. Despre ce este vorba? Inițiativa legislativă propune declasificarea hotărârii CSAT din 2005 privind combaterea corupției și a tuturor documentelor care conțin informații secrete. În baza acesteia, sigur că s-au adăugat, s-au făcut protocoalele, s-a făcut strategia națională de apărare, toate lucrurile astea. S-a creat acea instituție în cadrul SRI care face înregistrări și despre care comisia spune că nu s-a creat pe bază legală, ci în urma unei hotărâri CSAT, Comisia de Control SRI și așa mai departe. Deci a fost astăzi un vot în comisiile de specialitate. Ce e foarte interesant, că au votat în felul următor: PSD și ALDE pentru, UDMR abținere, USR și PNL contra. De ce ar dori cineva să țină clasificată exact esența acolo, originea de unde au pornit toată povestea asta cu protocoalele? Pentru că dacă declasifici originea respectivă și știi exact dacă au avut sau nu bază legală toată chestia asta. De ce vor să țină secret? De ce votează împotriva? Adică ce au de ascuns? De ce? Da, mă șochează atitudinea duplicitară a UDMR-ului, care până acum a votat tot timpul pentru legile justiției în sensul bun împotriva abuzurilor, iar acum se abțin, știind că poate nu o să aibă coaliția majoritară voturile necesare. Care este riscul aici? Avem două paliere. Odată răspunderea semnatarilor protocoalelor, care au invocat că protocoalele s-au făcut în baza unor hotărâri CSAT, dar ne amintim că și Traian Băsescu ne spunea să nu vă surprindă când o să citiți hotărârile CSAT, că acolo nu se vorbește nimic despre protocoale. Și dacă s-ar declasifica, s-ar vedea că băieții au semnat de capul lor aceste protocoale. Da, că nici măcar în hotărârile CSAT nu se vorbea despre ele.
Da, și ar răspunde imediat ei penal, pentru că s-ar dovedi că a fost o invenție a lor pură. Bun, da. Și mai avem problema foarte gravă a SRI-ului, care funcționează ca autoritate națională de interceptare a comunicațiilor, nu în baza unei legi, ce au făcut ei de capul lor, în baza unei hotărâri CSAT prin 2002, un centru național de interceptare a comunicațiilor, prin care au ascultat totul. Acest centru nu este înființat. Bun, asta a constatat chiar Comisia de Control. Ei n-au putut prezenta o lege de înființare. Ilegal. Și este foarte gravă problema, pentru că centrul ăsta ilegal funcționează și în prezent și mai au unul care se numește Unitatea Siberin, prin care ne ascultă, de fapt ne interceptează tot ce vorbim prin intermediul internetului. Dacă în primul centru ne ascultă pe telefonia mobilă și fixă, pe Siberin, care tot așa e ilegal, nu e înființat, nu există act de înființare, lege, ei ascultă toate comunicațiile prin internet. Este foarte grav și trebuie ca SRI-ul să fie primul care să se denunțe că lucrează în ilegalitate și să nu se mai facă presiuni pe parlamentari să acopere această mare mizerie națională. Bun, în pasajul ăsta al propunerii, despre care spuneam că a trecut prin comisiile de specialitate la limită din cauza votului foarte strâns, există o mențiune în legea propusă. Persoanele care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim de efectele produse de documentele declasificate au posibilitatea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, să adreseze instanțelor cu acțiuni în revizuire. Deci nu e vorba de grațiere, e vorba de că odată ce se declasifică, ceea ce tu n-ai putut să folosești în instanță în apărarea ta, că nu știai nimic despre, nu era informat nici judecătorul de multe ori, poți folosi acum pe o cale de atac. Deci îți explic, e cea mai la îndemână formă de reparație pentru victimele acestor abuzuri. Adică să aibă dreptul la revizuire în cadrul unor procese, toți cei care au fost condamnați definitiv și au făcut închisoare sau se află în închisori, au dreptul să li se declasifice toate documentele care au fost folosite. Tot ce a fost făcut pe protocol va trebui anulat și soluțiile să se dea mai departe doar pe probele care nu au fost alterate de... Deci nu anularea de tot a eventualei sentințe, ci pur și simplu revizuirea cu documentele astea noi pe masă, cum ai corect. Și în legea noastră... Aiurea ca vrac lege, să tratez pe toată lumea în felul ăsta, să anulez un dosar care noastră, poate are și probe corect adunate. Și în orice alt stat de la America, Uniunea Europeană, orice probă obținută ilegal nu se folosește în proces, se dă deoparte. Așa trebuie să facă, să se facă și în România. Tot ce a fost făcut de serie în parteneria cu parchetul trebuie înlăturat. Și dacă mai rămân probe, omul să fie condamnat. Dar dacă nu mai sunt probe, omul trebuie reabilitat. Rămâi cu noi. Ne întoarcem la domnul George Jiglo. S-a mai întâmplat o chestiune care ne-a pus pe gânduri cumva. Parlamentul sesizează Curtea Constituțională pentru protocolul SRI Parchet General din 2016, decembrie. Parlamentul susține că, de fapt, protocolul declanșează un conflict juridic de natură constituțională între forul legislativ și Ministerul Public prin faptul că, de fapt, protocolul, adăugând la lege, ia din atribuțiile forului legislativ. Nu știu dacă va fi admisă sau nu chestiunea asta. Ce este foarte interesant este că Ministrul Justiției Tudorel Toader, într-o declarație, spune că n-a fost consultat. Întrebarea este dacă e o fractură în momentul ăsta între coaliție și Tudorel Toader, domnule Giglou. Acum, domnul Toader pare că e într-o fractură cu coaliția de mai multă vreme, mai ales cu PSD, pentru că PSD tot amintește și domnului Toader și ALDE că domnul Toader se află pe un post al PSD-ului în guvern și după ce de fapt, domnul Toader, dacă stăm să ne amintim de la începutul șederii sale la Ministerul Justiției, a mai avut momente chiar la început când, sigur, el e cel care a propus în cele din urmă revocarea doamnei Chioveși, dar a mai avut un moment de evaluare chiar la început, dacă nu mă înșel, în martie 2017, în care a mai trecut doamna Chioveși printr-o evaluare tot la inițiativa domnului Toader, care a rezultat în faptul că nu are de ce să propună revocarea. Și atunci, țin minte că asta era după ordonanța 13 la o lună și ceva,
Multă lume din zona PSD-ului mai ales, dar inclusiv domnul Tăriceanu, a avut o problemă cu felul în care domnul Toader a părut că iese din front, raportat la așteptările care existau de la el. Au apărut niște protocoale și atunci a avut marfă domnul Toader. Între timp, domnul Toader s-a mai reabilitat în raport cu coaliția și cu agenda, să spunem, și a PSD-ului și a ALDE. Acum, iată, de câteva săptămâni, pare că e oarecare reticență și în ultimele zile s-a vorbit în special de faptul că împiedică sau nu facilitează sau nu vorbește în favoarea acestei ordonanțe de urgență legate de amnistie și grațiere și fără susținerea sa în guvern, lucrurile astea sunt ceva mai dificil să se întâmple. Acum, e clar că și coaliția de guvernare, că domnul Toader nu-l văd să fie bătut în cuie în vreun fel acolo sau să aibă un spate politic mai puternic, la un moment dat poate... Făcând altfel decât vrea și... Pare că face ce vrea, dar dacă... Deci asta vreau să spun, că încă n-a ajuns la acel moment în care se enerveze suficient de tare și PSD sau ALDE încât să fie dat la o parte. Deci lucrurile okay. Cred că sunt ceva mai... Răzvan Sabaliu, crezi că ei vor reuși de pildă să mai repare câte ceva? Să, mă rog, până să se încheie mandatul. Mă întreb dacă nu cumva s-ar putea încheia în noiembrie, pentru că o să vedem după pauză să anunțe iarăși meeting-uri din noiembrie, începând. Domnul Cristian Dide ne anunță că se organizează ceva foarte puternic. Da, sunt convins. Procesul este irreversibil. Deja luna asta vom avea și a treia lege a justiției care va fi promulgată de președintele României, că n-are încotro, 303-ul, cu răspunderea magistraților. Sigur vom avea și o ordonanță de urgență, poate chiar și o lege, dar aici iară se vor mai opune partidele din opoziție și președintele și asta ar însemna că o altă variantă decât ordonanța s-ar duce undeva la anul, dar spun că procesul este irreversibil pentru că nimeni nu mai poate ascunde mizerile sub preș. Sunt mii și mii de oameni care zi de zi bombardează instituțiile statului cu cereri de revizuire, cu cereri de declasificare a propriilor. Sunt foarte multe victime. Să nu uităm, numai numărul de achitații anual la DNA depășea ușor 100 pe an. Nu mai vorbim și la celelalte parchete, unde s-au lucrat de asemenea pe protocoale. Deci n-au cum să se mai oprească aceste lucruri, pentru că abuzurile sunt mult prea mari și prea evidente și este nevoie cel puțin la serii de o reformă reală. Toate serviciile secrete trebuie reclădite, ele funcționează pe niște legi din 91-92. Ascultă fără bază legală și pe siguranță națională și pe alte categorii de infracțiuni. Deci trebuie să intrăm în ilegalitate, trebuie făcut o autoritate națională de interceptări care să fie independentă, nu al unui vreunui serviciu, să fie controlată de Parlament. Deci lucrurile astea se vor pune sigur în practică și cred că până în primăvară le vom avea cam pe toate legiferate. Mulțumesc, Răzvan Savaliu. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la niște consecințe pe care le are referendumul pentru familie. Spuneam că există ecouri, pentru că așa când judeci la rece situațiile, descoperi mult mai multe date interesante. Și există și principiul acela unde dai și unde crapă. Este foarte interesant de văzut unde crapă, de fapt, acest eșec al referendumului. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe.
Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Acum se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avramiancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Continuă analizele după eșecul referendumului pentru familie. Este interesant punctul de vedere pe care îl are domnul profesor Mircea Miclea de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, fost ministru al Educației. Iată ce spune domnul Miclea. Dar eu aș merge în cheia apatiei. Mie nu-mi place să văd o apatie socială. Nu cred că s-a făcut calculul de genul. Nu participăm pentru că prin neparticiparea noastră invalidăm votul. Păi nu. Și dacă susții comunitatea LGBT, particip ca să tragi un semnal social. Atenție, suntem un segment social care sunt de partea acestei comunități. Prin neparticipare, mesajul e ambigu. Nu se spune nimic, concluzia este ambiguă. Lipsa de atitudine a partidelor politice a fost un factor care a determinat o prezență redusă. Aceasta înseamnă că partidele politice din nou au fost extrem de oportuniste, simțind că vor nemulțumi o parte a electoratului, au încercat să nu-și exprime poziția, în loc să-și exprime o poziție clar într-un fel sau altul. Ar fi fost un prilej bun de clarificarea unor poziții în cadrul partidelor. S-a dovedit din nou că nu avem politicieni de forță, adevărați lideri care să vectorizeze acțiunea socială într-o direcție sau alta. Arată o criză de leadership la nivel politic. A apărut că biserica nu are impactul social pe care probabil credea că îl are și cred că trebuie să tragă concluziile singură. Cred că și politicienii trebuie să tragă concluziile pentru că este o măsurătoare mai clară a puterii de influență a bisericii. Este o situație în care s-a văzut clar impactul bisericii. Boicotul va atrage o reducere a importanței referendumului, o devalorizare a ideii de referendum. Înseamnă delegitimarea principalului instrument democratic care e decis direct, nu prin intermediari. Apatia se extinde peste tot, dar cred că vine din dezamăgire, din lipsă de educație a spiritului civic, din lipsă de leadership. Nu au apărut lideri care să vectorizeze într-un sens sau altul cum este într-o societate sănătoasă.
Da, foarte mulți caută vinovați, ca să zic așa. Eu cred că ar trebui să-i numim responsabili până una alta, pentru că vinovați e mai greu. Adică n-au comis o faptă penală, nici unii, nici alții. Nici cei care au pornit de mers, nici cei care eventual au sprijinit sau nu l-au sprijinit. Dar toată lumea se întreabă, adică, dom'le, într-o societate care oamenii se declară, nu știu cum, creștin ortodox, și o să vedeți, există oameni care se miră, au zis, dom'le, dar trebuia să fluiere referendum, mai ales că trei partide semnaseră protocol cu coaliția asta. Cred că au fost prea multe teme la mijloc. Și numai de 50%. Au fost prea multe teme la mijloc, ceea ce a complicat foarte tare ce a fost în mintea oamenilor în preajma acestui referendum și complică foarte tare și discuția de după, apropo de responsabili. Acum, sigur, depinde de care parte a baricadei ești. Unii se bucură și exultă, alții sunt triști, alții n-au emoții. Și se întreabă de ce anume s-a întâmplat toate lucrurile astea. Ce văd eu este că înainte de acest vot, pe perioada nu doar a ultimei luni, ci pe perioada ultimilor 2 ani și mai bine de când a început procesul de strângere de semnături, treptat, pentru sau care a anticipat acest sau care a pregătit acest referendum, am văzut o coalizare între niște forțe foarte interesante, care până acum nu au mai fost împreună, în vreun demers în societatea românească. Și acum, dintr-o dată, vedem că încep să dea vina unii pe alții. Da? Deci partidele se uită la biserică, cu precădere la Biserica Ortodoxă. Biserica și ieșit să spună că, de fapt, partidele sau lipsa de mobilizare a partidelor a dus la situația asta. A fost o cooperare interesantă, după știința mea, prima, după 1990, pe o temă atât de importantă care se ține de zona de valori între Biserica Ortodoxă Română și bisericile, hai să spunem, neortodoxe. Da, pentru bisericile că creștine, dar până acum, mai degrabă, a existat o stare cu precădere între Biserica Ortodoxă și bisericile neoprotestante, pentru că, deci până acum cu precădere, există mai degrabă o situație de tensiune, de rivalitate. Biserica Ortodoxă a perceput constant ca pe un soi de amenințare, ca pe un soi de vulnerabilitate, influența pe care bisericile neoprotestante au avut-o în societatea românească după 1990. Și iată că pe această temă a existat cooperare. Acum, dintr-o dată, era așa un soi de discuție legată de cine ar fi trebuit să facă mai mult sau cine n-a făcut destul. Ceea ce arată că poate nici această mare coaliție, cel puțin aparentă, în sprijinul ideii de familie tradițională, așa cum a fost generic numită în discursul public în perioada asta, n-a fost atât de puternică pe cât a apărut. Dar nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă referendumul ieșea. Calculul e simplu, adică am prezentat documentele acelea semnate de coaliție. În Parlament a trecut cu 85% legea de revizuire. Avea nevoie de 2-3, 66%. Deci a trecut cu mult mai mult decât puteau oferi cele trei partide chiar. Bun. Și cu toate astea, deși au avut document semnat, au început să zică PSD-ul e de vină că PSD-ul e de vină că a făcut referendum. După aia PSD-ul e de vină că nu s-a adunat lumea la vot. Păi erați toți care ați contribuit să se întâmple referendumul din moment ce ați votat legea de revizuire și a trecut legea de revizuire. Referendumul era obligatoriu și ați făcut asta în virtutea protocoalelor pe care le-ați avut. Cred că atitudinea cea mai problematică în seara de duminică, când s-au dat rezultatele și, mă rog, devenise oricum clar că referendumul nu va trece, a fost cea lui Ludovic Orban, care a avut o lipsă de asumare teribilă față de acest rezultat și din start a invocat votul de blam dat de către electorat politice duse de PSD. Și apropo, dar vulmea simpatic. Este că lui l-au acuzat din partid că duce partidul într-o direcție greșită. Păi nu el a semnat protocolul. Era altcineva președinte. În funcție de simpatiile sau de antipatiile pe care le-a avut fiecare raportat la partide, asta vedem și acum. Deci se răsfrâng niște atitudini. Nimeni n-a pierdut sau n-a câștigat nimic de aici. Se răsfrâng dar asupra partidelor. Dar USR n-a câștigat din atitudine pentru că a avut o constantă de partea celor care au susținut cel puțin verbal referendumul. Cine simpatiza sau antipatiza PSD-ul, la fel o să facă și acum. La PNL oricum era o degringoladă destul de mare, care cred că se accentuează după ce am văzut în perioada asta. Într-adevăr, USR iese într-o poziție aparte, pentru că de la bun început, de când, da, deja de un an aproape, USR s-a poziționat și singurul partid parlamentar și practic singura forță politică relevantă din România care și-a asumat cu toată gura, să zicem, faptul că se opune acestui referendum și a îndemnat nu doar lumea să meargă
să se boicoteze de fapt referendumul, ci și-a asumat și acest rol de observare în secții, pentru că a profitat de acest statut de partid parlamentar și de posibilitatea de a avea reprezentanți în toate secțiile de votare și a suplinit cumva incapacitatea societății civile care se ocupă în mod obișnuit de observarea alegerilor, incapacitate nu voită, ci din simplu fapt că lucrurile s-au întâmplat pe repede înainte, de a reuși să creeze o rețea de observatori cât mai amplă în țară. Deci USR a ieșit întărit și în raport cu propriul electorat pe care l-avea deja, dar și în raport cu o zonă mai largă în societatea civilă, pe care cred că o țintește din punct de vedere electoral, dar cred că nu avea până acum. Nu cred că va de conta nimeni. Repet, deci s-a spus că PSD a pierdut. Da? Deci mulți spun că PSD a pierdut. Nu cred că a pierdut. L-au votat aproximativ 4 milioane de oameni. Sunt cam aceeași 3 milioane, probabil, 3 milioane în mare. Ceva de mii. Sunt cam aceeași 3 milioane și un pic care votează în mod obișnuit cu PSD, plus câteva sute de mii care au ieșit nu din simpatie sau la sugestia PSD sau în fine, ci din convingere cât se poate de sinceră față de tema respectivă. Deci nu cred că PSD a pierdut nimic. Ba, dimpotrivă, pe tema asta cel puțin, am asistat la o chestiune interesantă din zona de diaspora, de care PSD se cam teme de obicei, deci nu e în sfera sa de influență când vine vorba de alegeri. Au participat la acest referendum mai mult decât la votul pentru parlamentarele exact. Din 2016. Deci prezența în creștere față de 2016 și cu un vot preponderent, n-am văzut vreo estimare a votului specific pe diaspora, dar cred că preponderent mai degrabă în zona de da, pentru că cei care s-au opus au rămas. Ce miză ar fi avut să se ducă acasă, exact. Da. Și atunci, asta mi se pare o chestiune interesantă, că iată că pe anumite teme, da, asta e așa un soi de concluzie care poate să servească PSD-ului și poate că a fost o modalitate, nu neapărat asta să fi fost intenția principală, dar s-a dovedit a fi o modalitate interesantă de a testa electoratul cu înainte de un an electoral, cu chestiuni conservatoare duse până la concret, până în Constituție, în sensul ăsta. Pentru că PSD a mai încercat să ne întindem de campania lui Victor Ponta, care a mers Bun, pe un mesaj... Bun, are cu totul alt. Sigur, mesaj. Dar a mers pe o zonă conservatoare, aproape naționalistă pe alocuri, care a încercat să exploateze... Cu Soros, Și cu Soros, dar și cu mândru că sunt român, nu-i așa? Deci făcea apel la valorile acestea de același tip, tradiționale, din zona religioasă, a încercat să se agațe de ele în competiția electorală din 2014. Tot zgândărind acum biserica care începe să aibă un punct de vedere, PSD intră în conflict cu purtătorul de cuvânt Bor, tot zgândărind biserica, eu cred că nu procedează foarte înțelept. Pentru că, în continuare, în mediul rural, preotul are un cuvânt de spus la sate. Chiar mai mult decât primarul câteodată. Biserica Ortodoxă Română și bisericile în general, s-a spus despre ele că acest referendum arăta că n-au atâta putere pe cât se crede. Eu nu cred că despre asta a fost vorba. Eu cred că au mai multă putere decât s-a văzut la acest referendum. Deci n-a fost un vot, pentru că au fost atât de multe chestiuni suprapuse în acest vot, atât de multe planuri. A fost o campanie oarecum confuză. Negativă și de inducere în eroare foarte bine organizată. A fost multă dezinformare sau multă toxicitate de ambele părți, din ambele tabere, cred, și când se vorbește despre instigare la ură și discurs al urii, cred că asta din nou a venit dinspre ambele zone și asta n-a făcut bine nimănui. Dar în acest vot s-au suprapus foarte multe, sau absența acestui vot, s-au suprapus foarte multe chestiuni. Nu a fost un vot despre influența Bisericii Ortodoxe în societate, despre rolul pe care ar trebui să-l aibă, despre cât de importante ar trebui să fie valorile tradiționale sau conservatoare în viața socială din România, deși o parte, deci una dintre cheile în care s-au interpretat mesajele din ultima lună a fost și asta. Dar acest referendum nu ne arată că 80% dintre români sunt dintr-o dată progresiști sau în favoarea familiei netradiționale sau între relațiilor sau că sunt favorabili persoanelor cu altă orientare decât cea a majorității. Dar sunt convins una peste alta că societatea românească rămâne în continuare mai conservatoare și mai tradiționalistă decât ne arată acest referendum. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am aflat neapărat ceva. Apropo, domnul Daniel David este președintele Asociației Psihologilor din România. Dânsul are câteva explicații care țin și de psihologie și o uimire în același timp, apropo de felul în care s-a desfășurat referendumul. Cauzele sunt multiple. Eu aș porni însă de la faptul că noi suntem oarecum șocați de ceea ce s-a întâmplat, fiindcă cei mai mulți oameni au gândit în următoarea logică. România are un profil psihocultural tradițional,
În acest profil psihocultural tradițional, familia tradițională ocupă un loc central. Avem un nivel crescut de religiozitate, astfel încât, în acest context, un astfel de referendum ar fi trebuit să treacă la pas. Și iată că acest lucru nu s-a întâmplat. E drept că avem un nivel de religiozitate foarte ridicat, dar din nou am spus în aceeași monografie că această religiozitate apare pe un fond superstițios. Foarte mulți români nu înțeleg esența componentei religioase și mulți n-au înțeles, spre exemplu, esența religioasă a căsătoriei. Noi am uitat că în România și alții au uitat că în România avem un procent destul de mare de familii monoparentale. Până la 20-25% dintre familii sunt monoparentale. Și procentul este relativ similar în mediul urban și mediul rural. Ori acest demers a ignorat această componentă. Spre exemplu, este inacceptabil ca o mamă, ca o femeie care înfiază un copil să nu poată forma cu acesta o familie. Să știți că foarte mulți oameni au fost conștienți de aceste limite și practic au fost demotivați. Apoi aș spune că în această fază românii, în această fază a dezvoltării societății noastre, românii au oarecare alergie la ceea ce se cheamă concentrarea puterii sociale, ideea de șef, ideea de a li se spune ce să facă, astfel încât au dezvoltat practic o reactanță psihologică la autoritate, făcând mai degrabă pe dos decât li se spune sau, mă rog, nefăcând ceea ce li s-a spus. În acest context aș remarca, probabil ultimul factor, că și mijloacele de promovare a ideii de familie tradițională n-au fost, din punct de vedere psihologic, foarte înțelepte pentru a sparge această reactanță. Adică, în loc să mergi cu ideea de toleranță, incluziune, hai să spunem, bunătate, care colorează componenta creștină, au fost mesaje legate de amenințări, demonizarea celorlalți, inducerea fricii, directive care au fost date. Și asta, practic, a întărit această reactanță psihologică. Da, sunt foarte multe explicații și eu sunt convins că o să găsim și mai multe în curând, adică tot analizând. N-avem încă o structură a votului, să ne dăm seama pe vârste, pe asta nu s-a făcut încă. Ar fi fost interesant de văzut. Cumva cred că lumea s-a blazat cu privire la acest, sau la rezultatul, sau la ce s-a întâmplat efectiv în interiorul votului, tocmai pentru că n-a ieșit și atunci ca și cum nu prea mai contează. Dar sunt lucruri pe care le putem învăța și îmi dacă place și explicația... Dar credeți că e compromisă ideea de referendum? Nu cred că e compromisă ideea de referendum, e compromisă ideea de referendum făcut în acest fel. Acum, referendumurile sunt niște instrumente care e legitim să fie folosite și să existe în orice democrație, dar ele trebuie folosite cu foarte multă înțelepciune, pentru că prin natura lor există două tabere. Ești de acord sau ești împotriva ceva care e supus la referendum. Și dacă nu faci asta cu pe teme pe care sau despre care să știm că societatea e pregătită să discute niște termeni normali, nu în termenii pe care am văzut în ultima perioadă, elitele politice, pentru că de acolo pleacă, acolo se autorizează referendumul, să facem comparație așa foarte pe scurt cu referendumul pentru Brexit. Dacă David Cameron nu simțea că pierdea alegerile să promită că va organiza un referendum pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, nu s-ar fi întâmplat niciodată, chiar dacă exista acest sentiment de nemulțumire în rândul societății britanice. Deci, referendumurile sunt niște instrumente legitime, dar trebuie folosite cu foarte mare înțelepciune dinspre elitele politice, că sunt grupuri în societate care încearcă să adune semnături, cum s-a întâmplat aici, de să câștige sprijin pentru a pune pe agenda politică, chiar având în minte, în ultima instanță, un referendum, de să aducă în legislație cumva teme, cred că asta e un lucru bun. Deci dacă e să luăm ceva din pozitiv din tot acest proces, când vine vorba de procese democratice și cum spuneam, am mai avut și campania și fără penal de atunci. De jos în sus. Că, da, și aceea să poată campanii care un referendum, pornesc de jos în sus și care, iată, reușesc să ducă pe agenda politică, pe agenda publică, niște teme în care acele grupuri cred că asta e un lucru pozitiv. Acum, ce facem noi ca societate cu grupurile respective? Repet, o chestiune oarecum de maturitate și a noastră ca cetățeni, dar din partea celor care ne conduc și nu doar din zona politică, și din zona asta spirituală, din zona civilă, de societate civilă. Trebuie un pic mai multă răbdare, da? Când comunicăm public. Ne apropiem de final. A existat o mare confuzie întreținută la un moment dat. Nu mă refer la acele mesaje care pur și simplu incitau, nu. Mă refer la mesajele care trimitau în derizoriu în general lucrurile și încercau să le amestece. Există trei tipuri de referendum.
ceea ce a făcut Băsescu, că toți spuneau, de ce ăsta să fie obligatoriu să se întâmple așa dacă trece, și ceea ce a făcut Băsescu era referendum consultativ. Însăși denumirea referendumului consultativ spune clar lucrurilor că nimeni n-avea un termen, un deadline și o obligație să pună ce, că nu era cu text de lege referendum. Apropo, legea aia cu 300 de parlamentari a trecut acid la Senat între timp. Deci treptat atâta se întâmplă până la urmă. Bun, referendumul ăsta la alt era referendum pentru revizuirea Constituției. Asta înseamnă că a obținuse votul de 2/3 în Parlamentul României, înseamnă că trecuse de 2 ori de controlul de constituționalitate, odată la intrarea în Parlament, odată la ieșirea cu forma respectivă din Parlament, și este obligatoriu să fie implementat dacă se validează. Nu poți să spui de ce nu pui o întrebare deschisă sau ca la referendumul consultativ la chestiunea asta. La chestiunea asta întrebarea este stabilită de lege, n-ai cum să o faci. Și mai există și referendum pentru demiterea președintelui, unde evident că întreb dacă ești de acord cu demiterea președintelui, virgulă, numele președintelui, pentru că e dată de lege acea întrebare. Nu ne confundați, sunt capitole separate în legea 3/2000 și se desfășoară după reguli separate. Asta era singura precizare pe care e important de reținut că oricând ne vom mai lovi de un referendum pentru revizuirea Constituției, că e vorba doar de un articol, sau mai degrabă o situație excepțională acum, sau multe alte articole, același lucru va fi scris pe buletinul de vot. Era logic, pentru că dacă erau revizuite 7 articole, nu cum ați fi reușit să puneți întrebarea aplicat pe articolele revizuite? N-aveați cum. Puteați să fiți de acord sau nu cu legea de revizuire, cu ceea ce votase Parlamentul. Aici, cel puțin, dar iarăși arată cât de multă suspiciune există în raport cu ceea ce fac instituțiile și partidele și politicienii. Astăzi, e mai simplu să-ți iei informația decât era în 92. În 91, când am făcut Constituția. În același timp zboară și cu mult mai multe informații sănătoase și nesănătoase. Dați un click. Și e ceva mai dificil să avem filtrele necesare. Și pe link-ul oficial din când în când, dacă tot petreceți foarte mult în spațiu virtual, că nu e un reproș. Dacă ați avut timp să citiți toate mesajele care vă învârteau mintea și vă îmbârligau logica, încercați să rezolvați chestiunea cu un click și pe zona oficială pentru a vă lămuri. M-am lovit de momentul în care puneam link și cu pasajul din lege și nu vreau să-l creadă. Da. E în regulă. Trebuie să încheiem. Da, 30 de secunde. E important să avem filtre necesare să trecem prin astfel de procese. De-aia spun că nu referendumul în sine e problema, ci felul în care a fost făcut acest referendum. Deci nu suntem pregătiți să rumegăm această temă cu toate aspectele și toate implicațiile pe care și le are. Și o precizare. Cine a boicotat crezând că face economie s-a înșelat. Odată ce l-am declanșat, tot atâta costă și dacă vine un om și dacă vin toți. Așa e și ar trebui să coste și mai mult dacă am fi avut sistemul informatic în secțiile de votare. Sigur, și ar trebui să fie și în sistem informatic în secțiile de votare. Da. Mulțumim, domnul George Jiglo, alături de noi astăzi. Rămâneți cu NCN. Se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent?
constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șuncă, afumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex. Calitate la standarde europene.
Mm-hmm.